Într-adevăr, a trecut mult, mult timp de la ultimul clip în care vorbeam despre o semipermanentă, despre ce s-a mai modificat rutina mea de îngrijire a unghiilor, însă astăzi revin în forță, pentru că nu numai că o să vorbim despre anumite schimbări care s-au mai produs pe aici pe acolo în ultima perioadă de timp, dar o să testăm împreună și o semipermanentă de pe Shein, care are un preț extrem, extrem de mic, cred că costă undeva la 10 lei, sub 10 lei, cu siguranță undeva la 1 euro și un pic am dat pe ea după anumite promoții, așa că astăzi, bineînțeles, mi-am făcut manicura cu această ojă semipermanentă, pe care nu e prima dată când o testez. Am mai testat-o și data trecută când mi-am refăcut unghiile, tocmai pentru că am vrut să văd cam cum rezistă pentru a veni aici în fața voastră cu mult, mult mai multe detalii pe care nu vi le-aș putea oferi dacă aș fi la prima utilizare. Este vorba așadar despre o nuanță pe care am vrut să testez și anume Milky White, o nuanță pe care am văzut-o în pozele de pe Shein și de care m-am îndrăgostit pentru că arăta foarte, foarte curat și destul de elegant, destul de feminin. Așa că am aici în față nuanța 026, un alb lăptos pe care o să vi las, bineînțeles, în descriere ca de fiecare dată cu link, atât pentru el cât și pentru toate produsele pe care o să vi le arăt astăzi, pentru că avem produse de pe Kitungi, de pe Cupio, dar și de pe Shein. Înainte să trecem totuși la pași, aplică și la felul în care arată această ojă pe care în momentul acesta o port pe unghie, însă mai multe detalii o să vă dau în minutele următoare. Aș vrea să vă vorbesc despre produsele pe care le mai folosesc extra, pentru că bineînțeles nu-ți poți aplica oja în sine și cam atât. Mai degrabă, așa cum știți și voi, este vorba despre un kit complet cu diverse produse, de la piele de unghii până la freză, lampă și așa mai departe. Un kit care cumva să te ajute și să-ți ofere rezistență în confortul casei tale, pentru că despre asta este vorba. Eu am început să-mi fac unghiile cu ojă semipermanentă, poate știți, poate nu, încă din pandemie, atunci din lipsa de servicii, de persoane la care să apelez, iar acum din lipsa de timp, pentru că cu facultate, job și tot ceea ce fac în online, nu mai îmi rămâne timp și pentru lucruri de genul, așa că să mi le fac singură acasă este extraordinar, iar rutina mea în ultima perioadă de timp s-au schimbat niște lucruri, niște produse, tocmai pentru că vreau să îmbunătățesc ceea ce fac, să o fac mult mai bine pentru mine, pentru că doar mie mi le fac. N-am niciun curs de bază, așa că este vorba strict de experiența mea adunată în 3 sau 4 ani de zile, începând chiar cu lampa pe care am schimbat-o de câteva ori în acest timp. Am în momentul acesta o lampă de la Senso Pro, de pe Kitungi, o să vă las cu link în descriere, pentru că pe site-ul lor găsiți mult, mult mai multe produse la un preț accesibil, pentru că despre asta este vorba. În momentul în care am început să fac asta acasă, n-am știut neapărat cu ce se mănâncă, n-am știut neapărat ce produse să folosesc și atunci mi-am cumpărat un kit exact așa făcut de pe Kitungi și cred că a fost cea mai bună alegere pentru început, iar mai apoi, bineînțeles, mi-am ales produsele în funcție de preferințe, de ce am mai auzit prin dreapta sau prin stânga și așa mai departe, însă cred că site-ul acesta, din punct de vedere al prețului, face o treabă foarte, foarte bună, cel puțin pentru începători, pentru persoanele care nu știu neapărat dacă o să se descurce, dacă o să le iasă și așa mai departe. Iar pentru asta o să vă pun mai multe link-uri în descriere, așa cum v-am menționat și anterior. Revenind la lampă, o am de un an de zile pe aceasta și mă înțeleg extrem, extrem de bine cu ea și o păstrez încă în cutia din spate pe care o vedeți acolo, pentru mine fiind cea mai bună formă de depozitare, având în vedere că o folosesc o dată sau de două ori pe lună. Revenind la această lampă, are mai multe moduri de utilizare, o puteți utiliza 10 secunde, 30 de secunde, 60 de secunde sau mai mult, iar pentru mine face o treabă incredibilă. Chiar vă recomand pentru că are un preț accesibil, costă undeva la 70-80 de lei și găsiți mai multe variante pe site-ul lor. O să vedeți că la începutul clipului de astăzi unghiile mele sunt perfect curate, fără niciun strat de ojă pe ele, asta pentru că înainte de orice manicură nouă folosesc aceste două produse de la Cupio, pe care le-am descoperit chiar anul acesta și pe care le ador. Vedeți doar cât am consumat din această loțiune, această soluție, mai bine zis, care îndepărtează foarte bine oja semipermanentă. Acum, cum o folosesc? Pur și simplu mă ajută de aceste șervețele, care arată cam așa, oricum o să vă arăt și în clipul acela. Sunt niște șervețele cu vată, pe care le umezesc foarte bine cu loțiunea pe care v-am arătat-o anterior, iar mai apoi înfășor unghia ceva de genul acesta, las să acționeze 15 minute și apoi revin cu o spatulă pentru a îndepărta totul. Dacă vreți cumva mai multe detalii, puteți să-mi scrieți în comentarii, iar eu o să filmez un clip în care vă pot arăta mai multe metode de a îndepărta oja semipermanentă, metode pe care le-am încercat de-a lungul timpului, însă aceasta este cumva cea mai eficientă pentru mine acum. Eu le las, bineînțeles, și pe ele cu link în descriere, pentru că sunt destul de accesibile și fac
o treabă bună, mai ales dacă nu vrei să investești într-o freză pentru unghii. Cred că sunt varianta perfectă, aș putea să spun. Eu le cumpăr de obicei din magazinul fizic Cupio, însă și online găsiți diferite promoții care s-ar putea să vă ajute. În momentul în care unghiile mele sunt curate, iar roja de dinainte este complet îndepărtată, revin cu acest nail cleanser de la Sensopro, brand pe care îl găsiți pe kit unghii. Este foarte, foarte accesibil. Cred că a costat sub 5 lei, dacă mi-amintesc, iar eu îl folosesc de anul acesta, de la începutul anului, și uitați-vă doar câtă cantitate mai am. Îmi pregătește unghia, are un mod de aplicare destul de ușor, aș putea să spun, mi-o curăță extrem de bine și îl folosesc înainte de acest nail bonder de la Cupio, pe care tot anul acesta l-am încercat pentru prima dată. Costă undeva la 30 de lei, poate sub 30 de lei. Însă este un produs esențial cu care mă înțeleg extrem, extrem de bine, pe care nu l-aș scoate în momentul acesta din rutina mea de îngrijire a unghiilor și cred că vi l-aș recomanda cu mare, mare drag. Cum îl aplic, vine întrebarea. Ei bine, așa cum puteți vedea și în tutorialul pe care l-am filmat astăzi în timp ce mi-am făcut unghiuțele, pur și simplu îl aplic cu mare, mare ușurință, pentru că nu trebuie să insist foarte mult sau să fiu un specialist, și îl las să se usuce în mod natural, fără ajutorul lampei. Foarte, foarte important. Se usucă în vreo 10 secunde, iar mai apoi putem să trecem, bineînțeles, la rubber, însă eu mă împac extrem de bine cu el, așa cum v-am menționat și anterior, și nu l-aș da pe nimic în lume. Este un fel de primer, aș putea să spun, fără miros, care face o treabă extrem de bună. Până la oja pe care o să o aplicăm astăzi de pe Shein, așa cum v-am menționat și anterior, trebuie să aplicăm încă un pas după acel primer, și anume baza. Baza care este foarte, foarte importantă, iar de-a lungul timpului am testat atât baze pentru unghii de pe Sensopro, de pe kit unghii, cât și baze de la Cupio, care cumva au rămas cu mine pentru că sunt mult mai rezistente din punctul meu de vedere. Bineînțeles, au și un preț un pic mai mare, această bază rubber costă undeva la 50 de lei comparativ cu altele de pe kit unghii, de exemplu, însă diferența cred că este colosală din punct de vedere ale rezistenței. Pe mine m-a salvat această bază rubber pentru că are o textură un pic mai groasă, care îți dă rezistență unghiei, care îți face unghia să nu se rupă atât de ușor și să nu fie precum o foiță de ceapă, pentru că unghiile mele, aș putea să spun că nu au atât de multă putere încât să reziste toată luna, se rup foarte, foarte ușor, de aceea pe mine foarte, foarte rar mă vedeți cu unghii lungi, deși poate mi-aș dori. În momentul acesta înclin mai mult spre acestea scurte și foarte, foarte clean, însă această bază rubber m-a ajutat de foarte multe ori să obțin și o lungime ceva mai mare, în cazul în care asta îmi doresc, pe unghia mea naturală, bineînțeles, iar tot ce trebuie să faci este să aplicați o cantitate mai mare, mai groasă. N-aș da în momentul acesta pe un alt produs pentru că este un produs preferat atunci când vine vorba de îngrijirea unghiilor, de oja semipermanentă. Este un produs care mă ajută din punct de vedere ale rezistenței unghiei, dar are și o culoare frumoasă, o culoare pe care de cele mai multe ori chiar o păstrez, pentru că am aici nuanța, o să vă scriu pe aici pe undeva, este Nude Peach. O nuanță foarte, foarte frumoasă, de nude, deschisă. Cred că o să vedeți mai bine în tutorialul pe care vi l-am pregătit, dacă încă n-ați văzut-o deja aici pe YouTube. Bineînțeles, trecem la produsul pe care știu deja că l-așteptați, și anume oja semipermanentă de pe Shein, care să știți că vă spun încă de pe acum s-a descurcat foarte, foarte bine. Atât acum, cât și data trecută cât am folosit-o, pentru că v-am spus că am mai aplicat-o tocmai pentru a vedea felul ei de a rezista. A rezistat foarte bine, n-am avut niciun fel de probleme, o să comportă exact ca o ojă normală, semipermanentă, indiferent de preț. Fiind o nuanță un pic mai deschisă, transparentă, vorbind despre un milky white, nu pot să spun că este atât de pigmentată, însă nici n-ar trebui să fie. Puteți reveni cu mai multe straturi sau puteți să o aplicați într-o cantitate ceva mai mare, însă cred că este perfectă pentru ceea ce ar trebui ea să fie. Îmi place foarte mult, iar eu cred că o să mai revin cu câteva comenzi pe Shein, pentru că observ că au produse destul de calitative atunci când vine vorba de îngrijirea unghiilor, de ojă semipermanentă, și din punct de vedere al nuanțelor, cu siguranță o să am ce alege, pentru că au prețuri accesibile și nuanțe cât cuprinde. Așa că dacă aveți cumva sugestii de alte produse de pe Shein pentru unghii, puteți să-mi lăsați în comentarii. Bineînțeles, mai multe oje pe care le-am testat de-a lungul timpului și pe care vi le pot recomanda sunt cele de la Vanelisa, Cani sau Sensopro, care îmi sunt prietene bune și de la care am multe, multe nuanțe.
substanțe aici, le strâng de-a lungul timpului pentru că îmi plac atât de tare încât îmi tind mâna foarte, foarte despre ele. Pasul final în acest tutorial este, bineînțeles, finish-ul, care este tot de la Copio. L-am descoperit tot anul acesta și mă împac excelent cu el, îmi place foarte, foarte mult. Așa cum o să vedeți și în tutorial, am insistat destul de bine pe acest pas, pentru că este un pas esențial atunci când vine vorba de rezistența unghiilor. Așa că vă sfătuiesc să nu treceți foarte, foarte ușor peste el, să nu vă grăbiți, să insistați pe colțuri, dar și pe lungimea unghiilor, pentru că este musai să faceți. Numai așa veți obține o rezistență de durată și un aspect foarte, foarte plăcut. Uleiul pentru cuticule, pe care îl ador. Acesta tip stilou are un miros foarte, foarte plăcut, miroase a piersică, iar eu îl folosesc aproape zilnic, pentru că este practic, aș putea să spun, nu te murdărești, pur și simplu aplici, îl bagi în cutie și îl păstrezi acolo. Hidratează foarte bine și n-am avut probleme cu el, plus că are un preț foarte, foarte accesibil, costă undeva la 3 lei, 4 lei. Îl găsiți pe Kitungi oricum. V-am promis că o să testăm acest produs încă din momentul în care vi l-am arătat pentru prima dată în acel haul Shein și ați fost încântate de idee, așa că am revenit cu acest clip. Acesta este rezultatul, mie îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit, așa că așa cum v-am spus și anterior, dacă aveți cumva recomandări pentru mine, eu le aștept pentru că vreau să testez și alte produse pentru manicură de pe Shein. Îmi place foarte mult acest produs, nuanța 026, așa cum v-am menționat și anterior, toate produsele le aveți în descriere, iar noi ne vedem data viitoare cu un alt clip. V-am pupat!